Dragă Luciliu, îmi scrii că ești îngrijorat de rezultatul unui proces pe care ți-l face un adversar furios și crezi că am să te îndemn a te gândi la lucruri mai frumoase și a te legăna în dulci speranțe. De fapt, ce nevoie ai să-ți cauți răul cu care ai să ai destul timp să te lupți și să-i grăbești ceasul, stricându-ți de teama zilei de mâine pe cea de azi? Este fără îndoială o prostie să te baiți, sub cuvânt că într-o zi vei avea de suferit. Dar eu am să te liniștesc pe altă cale. Dacă vrei să scapi de orice grijă, pune-ți în față ca posibil tot răul de care te temi să nu se întâmple și oricare ar fi acest rău, măsoară-l în gând și vezi cât ai a te teme. Vei înțelege cu siguranță că temerea ta ori nu-i prea mare, ori nu-i fără sfârșit. N-ai de căutat prea multe exemple ca să te încredințezi. În orice epocă sunt destule. La orice fel de evenimente istorice te-ai gândi, fie interne, fie externe, îți vor apărea în minte spirite de mare înțelepciune sau de mare avânt. Acum, dacă tu vei fi condamnat, ce poți să pățești mai rău decât să fii exilat sau întemnițat? Se poate teme cineva mai mult decât de a fi ars de viu, de a fi ucis? Oprește-te la fiecare dintre aceste suferințe și adu-ți aminte de cei care le-au disprețuit. Nu va trebui să cauți, ci să alegi. Rutilius a suportat condamnarea ca și cum nimic altceva nu-l apăsa decât că fusese nedrept judecat. Metellus și-a îndurat exilul cu bărbăție, iar Rutilius chiar cu voie bună. Acesta nu s-a întors decât la chemarea patriei, celălalt a refuzat să se întoarcă la cererea lui Sila, căruia pe atunci nu i se refuza nimic. În temniță, Socrate dezbătea chestiuni filozofice și, deși unii îi asigurau fuga, el n-a voie să plece și a rămas locului ca să-i libereze pe oameni de cele două temeri, cele mai apăsătoare dintre toate, a morții și a închisorii. Mucius și-a pus mâna în foc. E groaznic să fii ars de viu. Cu cât e mai groaznic însă când îți provozi singur această suferință. Iată un om neînvățat, nenarmat cu învățăturile împotriva morții și a durerii, care n-avea decât drzenia unui soldat și care se pedepsea pentru nereușita încercării lui. Nemișcat, el privea cum mâna îi se topește, picătură cu picătură, pe jertfelnicul dușmanului, și nu își retrase brațul, mistuit de flăcări și ajuns niște oase goale, decât când dușmanul dădu la o parte focul. Ar fi putut să facă în acel război o faptă mai norocoasă, dar alta mai curajoasă nu. Observă că virtutea este cu mult mai aprică în înfruntarea primejdiilor decât cruzimea în poruncirea lor. Mai ușor l-a iertat Porsena pe Mucius pentru că acesta voise să-l ucidă, decât și-a iertat Mucius faptul că nu l-a ucis. Povești cântate și răscântate în toate școlile, zici tu. Când ai să ajungi la disprețuirea morții, ai să-mi spui oare povestea cu Cato? De ce nu? De ce să nu ți-l înfățișezi în acea ultimă noapte a vieții lui, citind o carte de-a lui Plato, după ce își pusese sabia la căpătâi? În această împrejurare extremă își alesese două arme. Una care să-i dea voința, cealaltă ca să-i dea putința de a muri. Așadar, după ce își puse în ordine treburile, pe cât le mai putea orândui în acest ultim ceas în care totul era pierdut, el crezu că datoria lui este să nu permită nimănui să-l ucidă pe Cato și nici să dea cuiva prilejul de a-l salva.
Și trăgându-și sabia, pe care până în acea clipă o păstrase nepătată de sânge, zise: N-ai reușit nimic, soartă nemiloasă, împotrivindu-te tuturor încercărilor mele, căci eu nu luptam pentru libertatea mea, ci pentru libertatea patriei și nu mă arătam atât de îndârjit ca să fiu eu liber, ci ca să trăiesc printre oameni liberi. Fiindcă acum însă întreaga omenire a ajuns într-o stare de plâns, Cato trebuie să se retragă la loc sigur. Își împlânta apoi sabia, făcându-și o rană mortală. Medicii îl bandajară și, deși pierdea din ce în ce mai mult sânge și puterile îl părăseau, puterile, nu și curajul, mâniat nu atât împotriva lui Cezar, cât împotriva lui, își sfâșie cu mâinile rana și astfel își dădu sufletul, sau mai bine zis și îl smulse. Acel suflet mare, disprețuitor al oricărei tiranii. Nu adun acum exemple ca să-mi încerc talentul, ci ca să te îmbărbătezi față de ce ți se pare mai înspăimântător. Și voi reuși mai ușor, arătându-ți că nu numai cei bravi au disprețuit clipa în care își dădeau sufletul, dar că și oameni bicisnici între altele s-au ridicat în privința asta la curajul celor bravi. Scipio, de exemplu, socrul lui Pompeius, fiind aruncat pe coasta africană de un vânt potrivnic și văzându-și corabia prinsă de dușmani, s-a străpuns cu sabia. Și pe când aceștia întrebau unde este generalul, el zise: Generalul e bine, unde e? Cuvintele acestea l-au pus pe aceeași treaptă cu strămoșii lui și n-au permis să se stingă faima predestinată Scipionilor în Africa. Înfrângerea Cartaginei a fost un mare lucru, dar și mai mare a fost victoria asupra morții. Generalul zise: e bine unde e. Putea oare să moară altfel un general și mai ales generalul lui Cato? Dar nu-ți pun în față istoria și nici nu adun exemple de toți disprețuitorii de moarte și sunt foarte mulți din toate secolele. Privește la timpurile noastre, de a căror amorțire și desfrânare ne plângem. Îți vor prezenta oameni din orice clasă, de orice stare și de orice vârstă, care și-au curmat prin moarte suferințele. Crede-mă, Luciliu, moartea nu numai că nu-i de temut, dar, mulțumită ei, n-avem a ne teme de nimic. Ascultă de aceea netulburat amenințările dușmanului tău și oricât de încrezător te-ar face nevinovăția ta, totuși, fiindcă la o judecată vorbesc multe altele în afară de proces, speră îndreptate, dar pregătește-te să înfrunți toată nedreptatea. Iar mai înainte de toate, caută să distingi faptele de larma creată în jurul lor și să vezi ce este fiecare lucru în sine. Vei afla că nimic întrânsele nu e înspăimântător în afară de teama pe care o inspiră. Ce vezi că li se întâmplă copiilor, asta ni se întâmplă și nouă, copiii ceva mai măricei. Dacă ei văd mascați pe cei pe care îi iubesc, cu care sunt obișnuiți și cu care se joacă, nu mai pot de spaimă. Prin urmare, să smulgem masca nu numai oamenilor, dar și lucrurilor și să le redăm adevărata față. Ce mi-arăți sabia și focul și haita de călăi ce freamătă în jurul tău? Sfârșește cu această paradă în dosul căreia te ascunzi îngrozind pe proști. Ești moartea. Moartea pe care mai de unăzi o disprețuia sclavul meu, slujnica mea. Pentru ce îți desfaci harapnicile și complicatele tale instrumente de tortură? Pentru ce aceste unelte, fiecare făcut anume,
pentru schingirea unui mădular și mii altele pentru sfârtecarea bucată cu bucata omului. Lasă deoparte lucrurile astea care ne îngrozesc. Spune să înceteze gemetele, strigătele și țipetele înfiorătoare scoase de cel schingiuit. Firește, este dureros, dar e durerea pe care bolnavul de sciatic o disprețuiește, bolnavul de stomac înconjurat de bunătăți o îndură, o femeie tânără în durerile facerii o rabdă. Dacă pot să o îndur, înseamnă că este ușoară, dacă nu, înseamnă că e scurtă. Gândește-te mereu la aceste lucruri pe care le-ai ascultat adesea și adesea tu singur le-ai spus. Dovedește prin fapte că le-ai ascultat cinstit și că le-ai spus cinstit. Căci lucrul cel mai rușinos, și aceasta ni se obiectează obișnuit, este că filozofia noastră se ocupă cu vorbele, nu cu faptele. De-abia acum ai aflat că te așteaptă moartea, exilul, durerea, dar pentru asta te-ai născut. Să ne gândim că ni se va întâmpla tot ce se poate întâmpla. Sunt sigur că tu ai și făcut ceea ce îți recomand. Acum ia seama să nu te lași copleșit de această grijă, căci altminteri curajul îți va scădea și va slăbi, tocmai când trebuie să fii mai înălțat. Ridică-te de la suferința ta la suferințele tuturor. Spune-ți că trupul nostru e muritor și slab și expus suferinței nu numai de pe urma împilării celor mari. Plăcerile însăși ni se schimbă în chinuri. Mâncarea provoacă indigestie, băutura, sleirea puterilor și zdruncinătura nervilor, desfătările dragostei, slăbirea picioarelor, mâinilor și a tuturor încheieturilor. Am să ajung sărac? Sunt mulți cei care sunt. Am să ajung în exil? Voi zice că m-am născut acolo unde voi fi trimis. Am să fiu pus în lanțuri? Dar acum sunt liber? Dimpotrivă, natura m-a condamnat astfel prin povara grea a trupului meu. Am să mor? Asta înseamnă că n-am să mai pot fi bolnav, că n-am să mai pot fi înlănțuit, că n-am să mai pot muri. Nu sunt atât de neghiob ca să-ți cânt aici vechiul cântec al lui Epicur, spunându-ți că teama de lumea cealaltă e deșartă, că nu există niciun fel de ixion pus pe roată, niciun sisif împingând din greu la deal blocul de stâncă și nici eroul cu măruntaile în fiecare zi sfârșiate și crescute la loc. Nu-i nimeni atât de copil ca să se teamă de Cerber, de întunericul iadului și de stafile care apar ca niște hârci. Moartea sau ne nimicește sau ne dezrobește. Pe cei dezrobiți, după ce au scăpat de poveri, îi așteaptă o viață mai bună. Pe cei nimiciți, nu-i mai așteaptă nimic. Binele și răul dispar totodată. Îngăduim să citesc aici un vers de-al tău. Mai întâi însă îți atrag atenția să te gândești că l-ai scris nu numai pentru alții, dar și pentru tine. Este urât să vorbești una și să crezi alta, dar e și mai urât să scrii una și să crezi alta. Îmi amintesc cum dezvoltai odată ideea că noi, oamenii, nu murim dintr-o dată, ci că ne îndreptăm încet, încet spre moarte. Murim în fiecare zi pentru că în fiecare zi pierdem o părticică din viață și chiar atunci când suntem în creștere, viața noastră descrește. S-a dus vremea prunciei, am pierdut după aceea copilăria, după aceea și tinerețea. Tot timpul care a trecut până ieri este mort. Chiar și ziua în care ne aflăm o împărțim cu moartea. Așa precum nu ultimul fir de nisip golește eclepsida, ci tot ce s-a scurt mai înainte și tot așa nu ultimul ceas, acela în care încetăm de a mai fi, ne pricinuiește moartea, ci el ne-o încheie. Acesta este doar momentul sosirii, căci noi mergem de mult spre dânsa. Dezvoltând aceste idei cu talentul tău obișnuit, căci totdeauna ești inspirat, dar niciodată mai înaripat ca atunci când dai glas adevărului, ziceai: nu este o singură moarte, ne-și facă doar cea de pe urmă. Aș vrea să te citești mai degrabă pe tine decât scrisoarea mea, căci ai vedea că această moarte de care ne temem este cea din urmă, dar nu singura. Văd ce cauți. Te întreb
ce am mai pus în scrisoarea asta, fie un cuvânt de îmbărbătare, fie vreo învățătură folositoare. Am să-ți trimit ceva tocmai despre ce discutam acum. Epicur îi ceartă la fel pe cei care își doresc moartea, ca și pe cei care se tem de ea, spunând: este ridicol să alergi la moarte scârbit de viață, când tocmai prin felul tău de viață ai fost nevoit să alergi spre moarte. Și tot așa în alt loc: ce poate fi mai ridicol decât să-ți dorești moartea, când tocmai de frica morții ți-ai chinuit viața? La acestea ai putea adăuga și o altă vorba lui care sună la fel: este așa de mare neghiobirea, ba chiar nebunia oamenilor, încât unii, fugind de moarte, se duc la moarte. La oricare dintre aceste maxime vei reflecta, îți vei oțeli curajul de a suporta fie moartea, fie viața, căci noi trebuie să ne pătrundem și să ne întărim cu gândul în ambele privințe, de a nu îndrăgi prea tare viața, dar nici de a o urâ prea tare. Chiar dacă rațiunea ne spune să o sfârșim, să nu ne luăm vânt nebunește și mai înainte de vreme. Omul curajos și înțelept nu trebuie să fugă, ci să plece din această lume. Și mai presus de toate, trebuie să alunge acel sentiment care a pus stăpânire pe mulți oameni, pasiunea morții. Căci există, dragă Luciliu, ca și în alte privințe, o necugetată înclinație a spiritului spre moarte, care uneori cuprinde oameni generoși și avântați din fire, alteori pe bicisnici și pe neputincioși. Aceia disprețuiesc viața, aceștia sunt copleșiți de ea. Pe unii cuprinde sila de a face și de a vedea tot aceleași lucruri și apucă nu ura, ci sila de a trăi. Filosofia însă își ne împinge la asta când spunem: până când tot aceea și aceea, mă scol, mă culc, mă apucă foamea, mănânc, mi-e frig, mă încălzesc. Nimic nu se mai termină, ci totul se învârte într-același cerc. Trece una, vine alta. Noaptea alungă ziua și ziua alungă noaptea. Vara sfârșește cu toamna, toamna e gonită de iarnă și aceasta încetează cu primăvara. Toate trec ca să se întoarcă iarăși. Nu fac nimic nou, nu văd nimic nou. Într-o zi te apucă sila și de asta. Sunt mulți care socotesc nu că e greu de trăit, ci inutil. Cu bine!